Mulțumim, dragile mele, în această seară l-avem alături de noi pe interpretul Fuego, cea popozil la Bacău. Îi spun bună seara și bine ai venit aici la Bacău, interpretului Fuego. Bună seara, bine te-am găsit, îți mulțumesc pentru că n-ai uitat de spectacolul meu și ai venit să fii alături de mine. Radioascultătorii România Online sunt foarte bucuroși, cred că o să te audă și vreau să-mi spui câteva cuvințele așa despre albumul Dublu CD. Turneul acesta lansează cel de-al 26-lea material discografic. De data aceasta avem de-a face cu un dublu CD, 32 de cântece, cântece de dragoste, dedicate publicului meu. Publicul deja mă cunoaște, știe ce aduc eu la scenă, iar cântecele acestea sunt compuse din suflet pentru sufletele voastre. Sunt foarte fericit pentru că am avut țări pline de spectatori care au cântat cu mine, care au uitat de grijile zilnice, aș putea să zic, pentru 2 ore în care s-au simțit, zic eu, bine, pentru că toți au plecat, văd, cu zâmbetul pe buze. Pe albumul acesta ai o melodie ce se numește Ce înseamnă fericirea. Ce înseamnă fericirea pentru Paul Strugiu? A fi fericit, fericirea e de scurtă durată, pentru un moment. Fericirile vin și pleacă. Ce înseamnă fericirea, spune eu pe album, cine a găsit-o unde? Eu am găsit-o într-o toamnă, deci... La Paris, cumva? Nu, la Paris, niciun caz. A fi fericit înseamnă a fi iubit și dacă publicul e alături de mine, asta e cea mai mare fericire pe care o poate avea un artist, pentru că noi ne dăruim în totalitate, restul e trecător. Spuneam într-un cântec că muzica e viața mea. Mă dărui pentru muzică, am sacrificat totul pentru această profesie, dar am făcut cu mare pasiune tot ceea ce am făcut pentru spectatorii mei și pentru radioascultătorii de la această oră. Ok, și mai am 2 întrebări și apoi o să te las să plecăm la show. De nenumărate ori în melodii aduci vorba despre trandafiri. Ai multe titluri cu aceste versuri. Îți plac trandafiri? Dacă m-ai fi întrebat care sunt florile mele preferate, ți-aș fi spus că sunt lăcrămioarele. Așa se cheamă la noi în Ardeal, nu știu cu la voi. Lăcrămioarele sunt floricele acelea mici, 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 albe. Da. Clopoții aceia mici. Da. Pentru că au un miros foarte frumos, special. Trandafiri, vezi, nu-mi fac eu versurile, dar iubesc toate florile. Am un cântec în care spun că toate florile sunt superbe. Trandafirii sunt florile iubirii și atunci merg foarte bine în cântecele mele. Am câteva cântece, într-adevăr, care poartă numele acestor flori minunate. Îmi plac toate florile, dar mai mult lăcrămioarele. Pe site-ul nostru rronline.ro al Radio România Online spuneai ceva despre DVD-ul din suflet românesc în cântece de odinioară. Acest DVD se va lansa săptămâna viitoare pe piață. Din păcate, casa de discuri a făcut tot posibilul ca să-l avem în spectacol, în turneu, dar nu a reușit. Este un spectacol care s-a jucat în toată țara și l-am înregistrat cu un car de televiziune la Teatrul Gheorghe Pastia din Focșani. E un spectacol cu aer interpelic. Eu acolo cânt muzica veche, muzica de odinioară, cântecele din Bucureștiul de altă dată. Sunt multe cântece, gen Zaraza, Ce faci astă seară tu, Sub balconiu ți-am cântat o serenadă, cântece pe care publicul le așteaptă. Și acest DVD are cam 2 ore de spectacol, sunt alături de trupa Anatoli din Brașov, un cor de profesioniști, cu bandul meu și aducem Bucureștiul de altă dată la scenă deschisă. A fost un spectacol care s-a bucurat de succes pentru că toată sala a cântat, Ionel Ionelule, căsuța noastră sau Duma casă, măi tramvai. Sunt cântece pe care le ofer cu drag publicului și acest DVD se va lansa de săptămâna viitoare pe piață. Știu că ești ardelean, dar totuși la fiecare turneu poposești în Moldova. Bacău, Focșani, Iași. Da, vine Moldova pentru că îmi place această zonă, dar îmi plac și moldovenii pentru că sunt foarte primitori și foarte generoși și vin la sala de spectacol. Moldova are un public de spectacol. Îmi place și Ardealul. Eu am cântări și la Cluj și la în Bihor, la Oradea, mergem Satu Mare, Baia Mare, dar în cursul anului, pe parcursul anului. Dar totuși săptămâna asta a fost de Moldova. Ajungem doar până la Brașov, da, din păcate. Da. Nu eu aleg orașele, ci Agenția de Impresariat Alternative Culturale. Ei îmi fac programul și eu atunci
Și o ultimă, să spun o ultimă întrebare, așa în ghilimele, ce muzică ascultă Fuego? O, Doamne, am foarte multe genuri muzicale pe care le ascult, dar sunt un fan Tina Turner din copilărie, de pe vremea când existau casetele și mama mergea la Budapesta și lua albumele cu Tina Turner. Am fost martorul ultimului turneu internațional al Tinei Turner, când s-a retras, acum 2 sau 3 ani, dacă nu mă înșel. Am fost la Helsinki special să o văd pe Tina Turner și mă mândresc că am stat în rândul 9. Într-o sală de 20.000 de spectatori am stat în rândul 9 și mi-am văzut idolul în realitate. Adică am iubit-o dintotdeauna pe această artistă care s-a dăruit publicului în totalitate. Deși are o vârstă înaintată, arată foarte bine, cântă foarte bine și muzica ei mi-a plăcut dintotdeauna. Și să revin un pic la albumul Lacrimă de cântec, Fuego mai plânge uneori? Da, cu toții plângem, dar vreau să cred că lacrimele mele sunt lacrimi de fericire. Ok, și câteva cuvințele așa, da, în încheiere. Tuturor ascultătorilor Radio România Online le doresc o primăvară frumoasă, le mulțumesc pentru că ascultă muzica mea și îi sfătuiesc ca să asculte cât mai multă muzică românească. Așa putem să zicem că acest popor înaintează în artă, ascultând muzică frumoasă românească, mergând la spectacol din România, la o piesă de teatru bună, pentru că avem actori valoroși care sunt pe scenă. Uitați-vă, maestrul Radu Beligan, la cei 93 de ani, este pe scenă și ar trebui să fim mândri că suntem contemporani cu un mare actor. Îmi doresc din tot sufletul să vă bucurați de viață și să nu uitați să ascultați tot ceea ce este românesc, pentru că este o vorbă a noastră, tot ce e românesc nu piere. Vă mulțumesc și vă doresc o primăvară plină de iubire. Mulțumesc și eu, Fuego, și mulțumesc pentru tot interviul acordat. Vă vii sănătoasă, dragă!